Bună! Sunt eu, jucării Disney și engleză și uitați-vă aici! În punga asta am ceva ce am cumpărat de la un magazin din America, se numește Target și este cu tema de Paști, dar trebuie să vă arăt întâi ce am văzut acolo. Uitați-vă, niște ouă decorative cu niște morcovi de Paști și iarăși niște decorații pentru masă. Uitați-vă la ce semn, scrie Easter, se traduce Paști și niște iepurași aici. Niște mărunțișuri, îmi plac foarte mult, stationery, cum în engleză. Și uitați-vă aici, diferite proiecte cu gândaci, căsuțe pentru păsări care le poți colora singur, niște unelte pentru grădinărit și niște vase pentru flori care poți să le colorezi, niște ciuperci, mushrooms, iarăși niște, aici sunt niște semințe care le poți crește, foarte drăguțe. Și acest pahar frumos. Iar niște mărunțișuri care mi-au plăcut aici. Și carioce cu miros, dacă țineți minte, din haul meu precedent. Sunt mai multe aici. Litere frumoase din lemn. Acestea sunt mai mici, colorate. Și iarăși niște decorații de Paști, foarte drăguță. Uitați-vă, acestea sunt niște forme de ouă cu multicolori, forme de morcov, de iepuraș și ele sunt din lemn și acestea scrie Bloom, înflorește, Easter, Paști. Și aici niște mărunțișuri. Asta ca să-ți faci floarea ta singur și desigur sclipici, foarte drăguț. Și uitați-vă, acestea sunt niște desene pe canvas și au și vopsea la spate unde poți să-ți creezi singur desenul. Desigur că mărunțișuri de Shopkins, așa ștampile, creioane, carnețele. Uitați-vă la carnețelul acesta. Notebook are creioane de diferite culori și când îl deschizi, are autocolante și niște forme care tu poți să ține. Ah, ce drăguț! Niște ouă, niște iepurași aici și vă mai arăt radiere, de făcut baloane, floricele, ah, de Paști, toată tema de frumoasă. Ok, niște iepurași, ouă și vreau să arăt și pe aceștia care sunt fluturași, îmi plac foarte mult. Wow, uitați-vă la mingiuțele acestea. Boing, boing, boing! Iepurașul sare! Ok, să vă mai arăt și aceste ouă strălucite, mulți clipici, multe, multe mărunțișuri și aici. Și radiere cu iepuraș, uitați-vă câte și cu ouă de Paști, ce micuțe. Și aici, așa un fel de mașinuță sub formă de ou, iepuraș. Și radiere cu trolii, ouă cu surpriză, războiul stelelor, doctorița plușica. Acestea sunt autocolante unde poți să-ți creezi desenul tău ce vrei, adică le lipești și creezi un fel de scenă. Și aici o statuie de Minion care poți să o colorezi. Ok, acum vă arăt ce am cumpărat eu, nu am putut rezista și uitați-vă, am găsit aceste autocolante cu regatul din gheață, Frozen. Sunt foarte drăguțe. Este Anna și Elsa acolo. Și sunt diferite părți a desenului. Asta e pădurea frumoasă, plină de zăpadă și partea cealaltă, castelul. Rochițele.
Ok, hai să facem o mică scenă aici, așa un fel de... punem pe Ana, unde? Castel sau? Punem în pădure. Recreăm scena unei ea la întâlnit pe Olaf. Omulețul de zăpadă. Okay, punem rochița. Asta e fustă și încălțăminte aici. Op. Și partea cealaltă de rochiță. Iată, așa am format rochie. Și acum hai să-l punem pe Olaf acolo. Desigur, cum? Fără el. Cel mai drăguț omuleț de zăpadă. Prea mare, mai jos. Okay. Punem bucățica mai mică și pe urmă mai mare. Așa. Și mâinile... Omuleț de zăpadă este snowman. Uitați-vă ce drăguț. Hai să facem parcă ninge și adăugăm niște fuguleți de zăpadă. Snowflakes! Wow! Foarte drăguț! Îmi place foarte mult. Ok. Am luat, desigur, și această decorație. Easter. Culori foarte frumoase cu auriu și un fel de albastru deschis. Turquoise, în engleză el se numește. Ok, mai departe. Desigur, radiere. Radiere sunt forme de ouă, diferite culori. Încă așa ceva nu am la colecția mea. Și încă radieri cu marșal. Și... cu Elsa, ce micuță, detaliile sunt superbe, și radiere cu puppy, se zice că are păr de troll real. Așa, și mașinuța asta, sub formă de morcov cu iepuraș. Hai chiar să o tăiem, să vedem cum ea merge. Se zice când mergi cu ea înapoi, ea își face vânt și se duce singură înainte. Ok, hai să vedem. Facem loc. Așa. Wow! Du-te! Iată cum lucrează. Partea drăguță, destul de simplă, îmi place iepurașul acesta micuț și îmi place că mașina lui este sub formă de morcov. Morcov, carrot, iepuraș, bunny, rabbit și aceste două ouă surprize cu războiul stelelor. Și hai să vă arăt ce este înăuntru, de fapt nici eu nu știu, cu și eu deschid. Wow, autocolante și creioane. Hai să vedem ce mai e. Uitați-vă la autocolantele acestea, foarte frumoase. Îmi place cel mai tare Ray de acolo. Iată. Drăguțe. Și, oh, acestea sunt pagini de colorat, coloring pages și creioane. De culoare orange, green, blue, grey and red. Iată așa, v-am spus numai în engleză. Și paginile acestea sunt foarte micuțe. Le poți tăia, cred că, să le separi una de alta. Dar foarte drăguț așa. Hai să încleiem ceva autocolante aici. Și, desigur, pe Ray îmi place foarte mult de ea. Iată acolo! Ok. Mai avem încă un ou surpriză cu Minnie Mouse. Hai, deschide-te! Îmi trebuie foarfece. Foarfece? Scissors! Așa. Rupem.
și iarăși autocolante și pagini de colorat și creioane. Dar sunt cu Minnie Mouse. Minnie Mouse, Daisy Duck, foarte drăguț. Ok, paginile. Iarăși Minnie Mouse. Ce drăguță. Și acestea sunt creioane. Ok, pink, yellow, purple, blue, pink. Da, am destule creioane. Și uitați-vă ce am mai luat! Am luat aceste ouă. Ele nu sunt cu surpriză. Ele sunt cu un fel de gel înăuntru. Acuși vă arăt cum el lucrează, ce fel de consistență. Ok, și încă unul. Ok, scoatem etichetele. Ta-dam! Sunt fără etichete. Ok. Care să-l deschidem? Acesta cu pui. Ouul puișor, ouul galben. Galben, în limba engleză. Yellow. Și uitați-vă cum el se întinde. Încuși văd dacă este lipicios. Wow! Da, foarte drăguț. Adică nu se lipește de mâini, poți să te joci cu el așa. Este ca un fel de plastelină, străvezie. În limba engleză se zice pari. Și dacă în limba engleză la plastelină se zice play-doh sau dough, desigur că aceasta este foarte diferită. Dar, în fine, este un gel foarte plăcut. Este super să te joci cu el așa, să-l strângi, să-l întinzi, să-l frămânci. Foarte drăguț. În lumea engleză îl strânge așa, se zice squish. Squish, squish. Da. Foarte drăguț. Și, uitați-vă! Ceva acolo este, am vrut să-l pun înapoi pe masă, dar văd ceva. Wow, ceva este! Am găsit o surpriză! Este un motenaș de culoare fioletă. Purple cat. Ok! Mai departe, luăm pe oul acest de culoare roz, cu bline de asemenea de culoare roz. Wow, uitați-vă cum își menține forma. Scuturăm! Își menține forma! Foarte drăguț. Ok. De culoare roz, dar este așa, parcă străveziu. O poți rupe așa. Ce plăcut să te joci cu așa ceva de gel. Deci nu e ca slime, că slime este mai lichidă. Wow! Uitați-vă, oare este și aici o mică surpriză? Jucărie surpriză, hai să deschidem! Ha! Avem o minge de culoare fioletă. Și următorul deschidem o de culoare portocalie, orange, are formă de morcov, carrot. Se întinde. Cât de tare se va întinde. Up! Foarte interesant. Este foarte plăcut la atingere. Mie îmi place că nu se lipește de mâini. Este super. Uitați-vă cum se întinde.
Wow! Vă place? Ce credeți de așa gel?